concluzia e că viața lui e prea plictisitoare pentru că el vorbește despre mine. Eu nu vreau să vorbesc despre... Nu, să vorbesc aici în emisiune pentru că aici să facem materiale cu spun ei, da. Dar afară, eu nu am timp să vorbesc despre Bianca și Livian sau despre alte persoane din casă. E, dar abia am timp să fac și eu un vlog. Îmi crește cam greu, adevărat. Dar să o luăm așa, că spunea, da, cum ai zis, dragă, statistica spune că eu sunt mai sus, tu ești prea jos. Dar de ce? Pentru că am avut un cont de dor mai mare ca el și mi s-a închis, cum facem? Dacă stăm, ba da, și la asta, și la urmăritor te-ai luat, și la urmăritor, că ai mai mult ca mine, acum și eu greu ridic contul. Păi stai să zic și eu, Rosana, nu statistica spune asta, statistica spune că nu ai impact așa mare cum îl aveai odată, adică nu prea mai ai. Hai, liniște, mă, că nimeni din casa nu mai are cum a fost sezonul, ca să știi și tu, da? Ca să spune așa direct. Zicea, ca să spune așa direct. Pentru că Instagram crește mult mai greu decât a crescut în sezonul nostru, în sezonul 1, da? Mult mai greu, crede-mă. Eu văd. Nu doar la mine. Serios. E adevărat. La Instagram, nu la televizor. Da. Instagram crește mult mai greu așa. Și care e problema? Una peste alta. Doamna Andreea, dacă vorbeam, să zic așa, mă prindea că vorbeam în afară cu un prieten de-a meu, bă, Roxana Turcu sau asta. Da, eu am creat canalul acela special ca să discut orice problemă, nu numai legată din casa puterea dragostei, chiar orice problemă care mi se cere să fie discutată. Adică nu-i ca și cum, bă, mă plictise sau asta, despre asta e vorba în canalul respectiv. Într-un fel, știi că nu, eu nu iau apărarea nimănui. Dar într-un fel are dreptate. De ce? Într-un fel are dreptate. YouTube-ul cumva este o platformă online pe care poți să faci ce vrei, cum vrei, să vorbești despre... Dar tu îți dai seama că e atent ce fac eu, că eu trebuie să fiu atentă la ei să poți să vorbesc despre ei. Nu stai atent, nici știu ce fac. Tocmai de aceea ar trebui să te bucuri. Înseamnă că ești subiect de discuție. Păi oricum sunt, dar pe mine mă interesează că și... Noi vorbesc la fel despre mine. Cine? Gata. Sunt însărcinată și adevărat, m-am mai încrușat ce să fac, asta e? Dar nu sunt însărcinată, că eu spunea că sunt însărcinată. Și bun, uitați, o dat exemplu ăsta. În comparație cu ce vorbesc ele și ce am vorbit eu. Adică eu n-am venit cu zvonuri că e însărcinată, că dar o fost... Dar ce că ai vorbit ceva tu fals sau minciun? N-am spus asta. Păi asta zic, nu trebuie să te ataci. Dar nu poate să mă, tu mie că spui adevărul sau așa, nu. Așa mult la mine, la ce am făcut eu. Adică nu știu, nu înțeleg unde e nervii. Dar de ce să vorbești tu, mă, despre mine? Pentru ce? Că nu înțeleg. Asta nu înțeleg. Unde-s nervii? De ce? Încă despre asta e vorba în canalul respectiv. Păi sunt importantă pentru tine, scuză-mă pe mine. Ai făcut vloguri și despre alte persoane de aici din casă? Da, mama. De unde? Acum trebuie să... Ei, a început cu noi! Nu, e făcut. Acum la ora 7 e programat să intre vlog. Iubire, n-ai până la perica. Bă, tăceți un pic. E ăla cu Ricardo și cu Iancu. Acum intră despre faptul că Jador și-a pierdut Instagram-ul și acum și-l-a recuperat. Adică despre orice se întâmplă. A, adică bagă numele astea mari ca să se ridice. Cu mine a de mascara cum ai fost? Vedeți, vedeți viața voastră. Nu, canalul ăsta e expre pentru așa ceva. Dacă nu am voie să fac așa ceva, ca da, ar fi propria mea televiziune. În capul meu e propria mea televiziune de știri. Victima, mai ziceam eu, prostit, dar mă abțin să nu mai vorbesc curat. Niciodată în viață nu m-am atacat. Uite, el a zis în emisiune de faptul că mă așteaptă logodnic acasă. Eu nu am cum să-ți atace el când și el face la fel? Dar nici n-ai cum să-ți permis să... Eu nu i-am zis nimic. Am luat telefonul. Am spus atunci. Am luat telefonul, am făcut clip despre subiectul ăsta. Mă, nu mă așteaptă nimeni, uite așa. Ce așa? Eu nu m-am atacat. Da, concluzie. Nu m-am atacat când a făcut. Nu m-am atacat când a făcut Turcu. Eu nu m-am atacat. Tot nu-ți face reclamă negativă. Nu m-am atacat când o zis Roxana înainte să intre în casă. Adică, nu înțeleg. Roxana, când ești vorbit de lumea, ai valoare. Ce vrei? Jignești pe cineva în acele vloguri? Nu înțeleg. Jignești pe cineva? Doamna Andreea, nici măcar că jignesc. Nici n-am adus în discuție faza de la baie, n-am adus în discuție absolut nimic. Am zis foarte inofensiv și am zis și aici. Dar nici nu știu tatuajul meu și vorbești de tatuajul meu. Am zis tatuajul pe care îl are Roxana, îl leagă de fostul. Am zis, nici Turcu normal n-ar trebui să-i ceară să-l șteargă, fiindcă după două zile poate nu mai e cu Turcu și Roxana nu trebuia să vorbească cu fostul ei. Atâta. Bine, mă vorbești în continuare. Marius, Andreea, haideți la loc. Mi-a căscat. Mă lăsă. Mi-a dat un leucoplast, mare lucru. Dar nu mi l-a dat pe ăsta. Îl a stricat. Da, e concluzia e că și eu o să fac, dar o să vorbesc despre persoane importante ca să am ce să vorbesc. Punct. Și gata. Sunteți liberi să faceți asta. Păi da, când o să am persoane importante pe lângă mine... Dar am să vă rog să nu dați subiecte din emisiune până când nu sunt date pe post. Atât. Da, nu trebuie să reacționezi așa, zic. Dar reacționez cum vreau. Dacă vrei poți să-i dai și drept la replică, adică poți să ieși și interviu. Dar stai puțin, aș jignit eu cu ceva să nu stau. Dar au făcut și Ricardo un vlog pentru Andreea Mantea. Și l-a dat jos. Da, l-a dat cineva jos. Pentru deci... la strike sau ceva de genul, nu știu. Ce, mă? A făcut și într-o zi, nu știu dacă l-a ținut o zi. Cine? Și l-a dat jos, pentru Andreea Mantea. Cine, dar nu te rău!
Nu de rău. Cu cabana, cred că. Cu cabana și cu revelion și cu asta. Dar nu mai e revelion pentru Andreea Mantea. Cred că l-a șters el. Ți l-a dat jos. De ce? Se vedea de ea pe acolo sau ce? Au zis unii că se aude, dar... Dar nu de rău, Andreea, nu. Deci nu, spunea, să vedeți că nu încălcăm regulamentul, nu știu, dar era vrăjea. Și mergem pentru că se găsă la cererea. Adică era un pamflet, ceva. Păi și de ce l-a dat jos? Nu știu. N-are cum, l-a șters el, cred. L-a pus când... Ba da, se pot da, jos. Da, dar n-avea de ce să fie, că nu era nimic. Nu era nimic, wow! Poate a prins-o pe Dea în vreun cadru. Poate, și-o dat el. O șters ceva, că era de 10 minute și pe aia l-am văzut de 7 minute. Deci o șters ceva. Dar nu a zis nimic de rău. Nu. A fost acolo. Și eu m-am uitat, nu. Pur și simplu, pentru drumul spre cabana. Era numele tău, probabil, de-aia. Apropo de cabana. Da! Așteptăm. S-a zguduit? Sau nu s-a zguduit? S-a zguduit sau nu s-a zguduit cabana? Fost cu tremurile. No, aceasta este întrebarea. Avalanșă. Ce sens? La distracție s-a zguduit, dar la altceva nu. Manuela susține că nu s-a zguduit. Nu s-a zguduit. Dar la ce vă referiți? La distracție s-a zguduit. Eu zic să credem pe cine a fost acolo, nu? Hai să vedem dacă se zguduie platoul după acest material. Da. Ia. Ești o falsă și o mincă. Ești o falsă și o mincinoasă. Bine, c***ță! Și când stau eu aici, o să demonstrez ce falsă ești tu și ce mincinoasă. Ce falsă? De ce-s falsă, mă? De ce-s falsă? Zi de ce-s falsă! O să vezi! De ce-s falsă? Să știe lumea, că eu vorbesc cu Andreea și tu te bagi în cameră și îmi spui că se vede că voi iubiți ca s***** că vai, că te respect cel mai mult, că ești fratele meu, că ești cel mai tare și acum ai și... Oh! Ce zice tu ăsta? Hai, mă, lasă vrăjeală. Bă, dar ești... Bă, să mă bat, ești grămadă! Că ce cazi că nu formați un cuplu, zici ciuda așa, dă-te... Parză! Dar ce te oftici așa, că zici că nu formați un cuplu? Da, tu, mă, ești o incultă... Și tu ești un... Oi, fiu, dar tu ești incultă, crede. Păi, eu sunt incultă? Tu ce ești, mă, măscăriciu? De 10 ori mai tare. Tu, de măscărici. Cum te simt, cum simt prostia, plec. Da, simt prostia, lasă tu. Vrei să faci materiale false. Da, și tu ce vrei să faci? Ia zi, ce vrei să faci? Eu tăceam din gură. Tu te mă și taci, taci. Nu te mai da așa îndrăgosti, că nu ești, taci. Nu te interesează pe tine, faptele sunt alea ce ai făcut. Nu văd nicio faptă. Ai zbubit cabana cu poptele, că n-alea sunt faptele. Cabana aia. Lăsați vrăjeala. Ai zguduit cabana. Ați zbubit-o din temelie, erați. Da. N-am înțeles ce. O discuție extraordinar de frumoasă. Nu, că pe material. Ea a văzut că a spus a patru oară să înceteze cu poveștile astea. El turezi, zice odată. A patru oară se vede că i-a spus Marius, termină, nu vorbi despre chestiile astea. Deci ați văzut că i-a spus. Dar dacă ei au ceva directul cu celălalt, eu n-am ce să fac. Mă pot băga. S-au plăcut, s-au nu plăcut. Ei știu mai bine. Tu ce crezi? Că Marius a plăcut-o pe Manuela sau nu? S-a simpatizat-o, da. Și a vrut să o cunoască. Da. Nu zic că a plăcut-o foarte mult, dar a simpatizat-o, da. Și a vrut să o cunoască, da, mi-a și spus. Discuția cum a început? Eu am zis, i-am zis lui Muri că Pirui și Marius nu formează un cuplu. Păi, în momentul respectiv, la momentul acela, ei nu formau un cuplu. Corect. De la ce atâta ceartă și atâta zarvă și atâtea jubiri? Corect, nu formam un cuplu. De la ce? Ei, în momentul respectiv, nu formam un cuplu, doamna Andreea, deci nu văd de unde și atunci a plecat el, când ai zis tu că nu formam. Da, nu formam un cuplu, da. Dar de când am revenit în casă, a spus că formez un cuplu cu Mariu și ele, Bianca, Oprică și Manuel, au zis că nu cred. În momentul când a fost materialul, nu formați un cuplu. Da, corect, corect. În ziua următoare sau după două zile, dar asta contează, mi-a spus el că îl plac și la cabană și a zis, ok, eu vă cred, eu te văd că ți-e place de Mariu și lui Mariu de tine și nu înțeleg nici amintit în casă și a zis, nu da, vă place. Da, și eu repet a 10-a oară, da, chiar am zis atunci pe telefon, băi Mariu, dacă Pirui te sună de la Revelion de 10.000 de euro, înseamnă că poate chiar te place fata asta. Și în casă l-am văzut. Dar când am venit în casă și am văzut din nou gesturile ei, iar mi-a schimbat părerea. E, ce să fac? Andreea, tocmai ce a spus la favoriți, adică tocmai, a spus la favoriți, nu mă pot pupa pentru că am de familie, neam și așa mai depusuită bunica, nu pot să mă pup eu cu el. Eu am respect. Fiecare face ce vrea și cum vrea. Eu am respect. Atâta tot. Asta nu înseamnă că nu-mi place de el sau lui de mine. Asta am zis. Nu pot să stau să mă pun în genunchi sau să fac alte lucruri.
urâte ca să le demonstrez lor. Fiecare dar nu, nu trebuie să demonstreze nimeni nimic. Pentru că fiecare are părerea lui. Adică un om poate să stea în cap. Da. Că tu nu-l crezi dacă ferește, nu normal dacă asta e părerea ta, tot dar știi ce mă dezamăgește? Dacă ea spune la cabană că mie îmi plăcea de Marius aici, nu? Asta e, asta e ceva păi ciudat. Ce păi și ți-am dat explicația concretă și exactă. Ce dacă eu nu mă puteam, nu ți-am spus că am văzut față de familia mea și nu m-am pupat în 31 de ani cu niciun beat în fața mamei mele. Deci ce înseamnă asta? Că nu mă pup nici la televizor. Se rezumă numai la pupat. Dar ce vrei să-i fac? Să-i fac aici în direct, ești culmea, Manuela. Ce vrei să-i fac altceva mai mult de un pupat? Deci dacă acolo te-o dus gândul pe mine... Nu mă duc, dar ce vrei să-i fac mai mult de un pupat? Nu știu, eu când sunt îndrăgostită, de exemplu, am alte gesturi. Dar s-o referi la îmbrățișări. Eu nu le îmbrățișez, nu-l strâng! Fetă, dacă nu-i cer mai mult, ce probleme aveți voi? Ce, eu discutam despre materialul ăla, te rog frumos, despre când a fost materialul. Dacă eu sunt mulțumit cu ce primești și oferi, vezi treaba ta acolo. Foarte bine, eu nu zic, dar asta e părerea mea. Dragoste, după 5 minute și după alte 10 v-ați despărțit. Și care e problema ta? Care este problema ta? Uite că stai bine. Care este problema ta? Care e problema ta? Ok, eu zic că e părerea mea. Altă persoană e greșit. 5 minute. Trebuie părerea și noi aia care ne dau părere. Tot părerea mea. Deci ca să fie ei de acord, trebuie să aibă toată lumea. Tot părerea mea e că sunt din cabană. Păi nu poți să zici, pentru că n-ai fost acolo. Eu aici văd ce se întâmplă, tu acolo n-ai văzut ce se întâmplă. Părerea mea că trebuie să din cabană. Părerea ta, păi ce părere ai? Așa este noaptea. A, părerea. Că o părere. Ia că nu mă place Andreea și că din cabană. O crepat în două cabana, am crepat-o în două. Aia. Deci care e diferența? Că eu am spus părerea mea despre Ricardo și ea. Atât. Deci tu ai vrut să-i faci un rău prezentându-l pe Muri? Păi eu nu, eu l-am prezentat pe Muri. Corect, doamne, corect, Andreea. Cum mi l-a prezentat? Păi dar ei oricum erau prieteni. Noi am vorbit pe camera. Cum era? Era la restaurant, la o cafenea, eu, Muri și Pop Telecan. Mi-ai spus odată, păi nu, și... dar ai avut intenția cumva să o îndepărtezi? Ea vroia să fiu mai mult cu Muri. Păi dar cum pot să... Ce eu nu pot să-i fac pe gât la... Pe Muri. Eu nu pot să o obic pe pinguin să fie cu Muri. Care nu am cum să fac baie și nu sufără că fără la valier. Ce ți-am spus? Crezi că inventez povești? Da, inventez. Păi uite, ia că ai inventat una. O poveste am inventat. Ai inventat-o. Ai inventat-o. Ai inventat-o. Nu în sensul ăla rău să-ți fac, că-i faci rău. Nu, în sensul să o îndepărteze de Marius, ideea să-l țină pe Marius. Păi oricum credeam că nu, ori deci oricum eu aveam părerea mea în momentul ăla, oricum era că nu-l place pe Marius. Cu ce rău să-i fac? Cum să o îndepărtez mai tare dacă eu credeam că nu-l place? Nu vrei să-și ceri scuze. Cine se scuză, se acuză. Cu ce ți-am cer scuze? E un proverb românesc. Cu ce ți-am cer scuze? Eu ți-am cer scuze. Da, da, vin la baie și mi-ai zis, bă, iartă că am făcut că am exagerat. Hai să facem și noi niște materiale pe care aducem pe Pop Telecan aici. Doamna Andreea, să nu mai tot, că ce ai zis la baie, ce ai zis la baie, că și el o vorbi multe prin baie, să tacă din gură. Bagă. Despre cine? Spune. Dă-i drumul. Da, zi fată că și el ți-a zis. Dă-i drumul. Despre cine? Zi, Manu. Hai, Manuela. Ce faci? Faci ce a făcut Bianca? Vorba de niște, să cadă măștile. Zi, fată, și te face, te ține și după aia vă dați în cap aceea, că nu m-ați zis când trebuia. Când o să explodezi, o să vă pară păi rău. Da. Păi da, păi ce mai, că așa e. Bate fierul câte da, ea ajunge să vă certați acum așa, că la ea s-a adunat. Da, 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 să spune. Păi să zic, asta zic. Da, să zic, să zic. Dacă ai ce să zici, go ahead, my girl. Nu vrea să-i facă rău. Pentru că oricum, să știți ce fac. Zic, oricum, Manuela, spuneți-i ceva la Manuela și spune tot. Și tu mi-ai spus mie multe chestii și n-am venit să le zic aici, da? Despre colegii tăi. Așa că te-ai Go Planet. Asta e... Asta e, e. Știi tu ce e. Știi tu ce e asta. Dă-i drumul. Te provoc. Dar tu nu ești prietenă cu el, fata, să-i apărat. Ce, papa, ai fix ce-a făcut Bianca. Nu mă provoc. Și care? Mă fac ce vreau. El fac ce vreau. Spune că nu ține astea. Spune. El oricum o să stați. Cu Bia n-a spus el nimic, n-a avut ce să spună, nici nu ai ce să spune. Dacă vreau să spun, am tot timpul din lume să spun. Vezi, mă jur, nu ai cum am cine. Am tot timpul. Vrei să mă jur că am să spun? Taci. Dacă spui, trebuie să spui și de tine. Tu te fals. Lasă. Știm noi ce. Da, da. Trebuie să spuneți de toate. Manuela. Suntem toți egali aici. Nu suntem unul mai brațal. Înțeleg că Marius nu este atât de prieten. Nu este atât de prieten cu toată lumea. Cu toată lumea. Sau doar... Suntem nici alții de aici. Doar da. Prieten. Păi, da. La voi mi-e clar. Da. La voi. Da. Clar mi-e clar. Noi, da. Nu sunteți prietene. Doamne, iar... La cabană s-au declarat prieteni. Te iubesc, fratele meu, e cel mai tare. Până la cabană. Caracter. Băi, inclusiv, băi, nu a fost doar la cabană. Până la cabană am înțeles foarte bine. Foarte bine. Și după ce am, nu, după ce am venit, am... Când am venit? Săptămâna asta. Cine săptămâna asta am început să ne certăm. Băi, când un om e bun cu tine și tu faci ce faci. Păi nu, dar până... Noi păi da, tu vezi când e slab aici, confunzi bunătatea cu prostia. E altceva, e diferență. Una e să fii bun, alta e să fii prost. Prietena mea, dacă zici că ai făcut bunătate, nici bun nu ești, nici deștept, nici Marius. Nici bun, dar nici deștept.
așa ca idee, nu? Crede-mă. Ești rău. Eman răutate prin toți porii. Cine pe cine atacași? Pe toată săptămâna asta, tu știi ce e pe internet? Ce e pe internet? Păi da, pentru că tu... Da, într-adevăr, eu sunt mai vulcanică și vorbesc urât. Da, doamna, dreasta să zic. Dar el ce face? El stă așa, tace ca mutu și... E deștept, da, e foarte calculat, corect, bravo. Foarte deștept, crede-mă. Dar ce face? Te sapă pe la spate. Te pot învăța să te încalți. Tu stai pe la față. Te învăț să mergi pe strada. Păi da, eu zic pe față. Eu zic pe... Nu pe la spate. Pe față. Te învăț să mergi pe stradă, crede-mă. Să mergi corect. Fii sănătos. Tu pe mine? Dar te-am învățat, te-am scos la shopping, te-am învățat ce să ții de îmbrăcat, crede-mă. Niciodată în viață. Niciodată în viață. Când? Mai de mult. Am învățat-o cu ce se încalțe, ca să-i stea bine. Că râdeau aia turcii de aia, șus, 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 bă, ia-ți mă ceva de îmbrăcat. Dar stai să vă explic, am fost în bazar, doamna Andreea, și-a fost și el, și am pierdut o părere, ce m-a pus să-mi iau, ăștia sau ăștia, m-a învățat cum să merg pe stradă, da, într-adevăr, dau turcii de mine, băi, deșteptule care ești, dau turcii, că i-am cerut o părere, da, așa o zis, da. Doamna Andreea, dai 25 sau 26 de ani să nu fie auzit de humus. De humus, să nu știi ce e la humus și din ce ai făcut. Eu mă retrăgeam în glorie, mă duceam la pianul, îmi făceam o cabană și cântam la afară. Nu mă mai provoca, că nu vreau să sară Iancu la tine cum o sări la Iancu. Oh, chiar te rog, chiar te rog, chiar te rog. Chiar te rog. Te rog frumos, abții. Chiar te rog. Ce vrei să zici, bă, fată? Ia. Nu e altceva decât ce faci tu în camera. Da. Cred că trebuie să dați ceva la fiecare ca să iasă așa mai repede pe gură. Nu zic că trebuie, mai că dacă fac, că dacă zic că... Mai aia, mă, vreau. Da. Te-aș da ție și Elei. Un pic din serul adevărului, ca să văd ce este acolo, prietenie sau... Mie? Război. La mine? Dar ce, suntem prieteni noi doi, nu știu? N-a spus. Am zis noi că suntem prieteni vreodată? Niciodată. Colegi și apropiate. Colegi și apropiate, da. Prietene. Că am stat în aceeași cameră și așa, logic, că ne-am apropiat. Bun, da, vorbeam de voi două. Hai să vedem un mic material. Ați avut și voi două ceva de făcut. Stai să facem câțiva.